Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu. Eu sunt Sandu Gospodaru. Mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi o să facem o rețetă de varză gheluită la murat pentru iarnă. O salată de varză gheluită pentru iarnă. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. Eu am aici 10 kg de varză. O să mai avem nevoie de o legătură de mărar uscat, bobe de tiperi, rădăcini de rian, foi de dafin și un lucru foarte, foarte important, sare gemă fără iod. Obligatoriu sare fără iod. Da, haideți să trecem la treabă și o să facem rețeta împreună pas cu pas. Nu o să punem foarte mult, o să punem într-un bidonaș de 10 litri numai, pentru că punem numai varză gheluită. Nu, haideți să trecem la treabă și facem împreună pas cu pas. Acum o să ne apucăm, oameni buni, și o să ne tăiem varza în două, ca să ne fie mai ușor de gheluit. O să o tăiem așa și după aia o să o dăm pe dealău. Noi avem acest dealău. Acum multă lume m-a întrebat de unde poate să achiziționeze astfel de scule. De obicei am văzut în târguri, când umblu în târguri și filmez, am văzut în târguri și de obicei în piațele alimentare să mai găsesc. E foarte bun. Acum cine nu are, poate să o toace la mână. Puteți să o tocați la mână. Dar nu toată lumea o să aibă. O dăm așa pe geluitor, o geluim. În altă parte se zice gelui, la noi se zice geluit. O geluim. Ea iasă foarte frumos până acest geluitor. O să vă arăt imediat cum iasă. Rămâne numai cuțitul. Ia uitați cum arată. Așa o să procedăm. Acum n-are rost să vă țin. O să o dau toată pe geluitor, după care o să revin cu alte imagini. O să facem rețeta împreună pas cu pas. No, oameni buni, am terminat. E geluită toată varza. Acum peste varză o să luăm un pumn de sare grunjoasă fără iod. Ia un pumn așa cât stă în el, un pumn plin, să nu vă zgârciți la sare. Așa cum am spus, obligatoriu sare fără iod, dacă vreți să vă stai și murăturile și tot ce puneți. Așa, și ne apucăm și o frământăm un pic. O frământăm așa, o întorcem tată. Așa o să procedăm. Na, oameni buni, am terminat, eu frământat, după ce am frământat-o bine. Acum, după ce am pus sarea și am frământat-o, acum punem bobe de tiperi. Acum punem 20-30 de bobe de tiperi, le năpustim acolo. Și dacă sunt mai multe, n-are absolut nimnică. Punem rădăcinile de hrean. La fel, le țipăm acolo. Și câteva foi de dafin. Punem vă 7, 8, 10 foi de dafin. Ia, și anii presărăm acolo. Și din nou ne apucăm și mestecăm din nou. Ca să margă și bobile de tiper și foile de dafin și ianul. Și o să punem un butoiaș de 10 litri. Acum asta, oameni buni, o salată de varză murată la pungă. O să vie și mioasă, noi le punem la pungi de zeci de ani de zile, punem așa la pungi, de plastic. Acum știu că multă lume o să comenteze și o să zică că mâncăm din plastic și de ăsta, dar oameni buni, sunt multe lucruri mult mai reale și mult mai grave, de exemplu sucurile alea care stau în depozite luni întregi, tot în plastic. Noi rețeta asta o punem de ani de zile și nu avem absolut nimic, e foarte bună și foarte... E foarte practică pentru că scoți o pungă de asta, de exemplu, pe ce pui în pungi, scoți o pungă, mai ales când tai porcul și faci pomana porcului, scoți o pungă din beci, din butoi, numai cât o limpezești cu un pic de apă rece, torni un pic de uloi, păstea un pic de ulei și un pic de paprică roșie și ai o salată jos cu pălăria. Sau scoți o pungă când faci ciorbă de fasole uscată și pui o pungă de varză de asta murată și un pic acrișoară, mamă, mamă, ce ciorbă de fasole iasă. Sau varză călită se poate face. Oameni buni, așa cum am spus, acum o să ne apucăm și o să punem varza în pungi, dar înainte o să punem pe fundul butoiului, o să punem rădăcinile de mărar.
Le țipăm toate acolo, le împrăștiem acolo pe fundul butoiului. Punem și rădăcinile de hrean. Așa. Așa. Deci pe fundul butoiului punem mărarul și hreanul. Iar acum o să luăm pungi. Noi avem pungi de 2,5 kg. Pentru că astea cam o porție destul de bună. Nu trebuie mai mult, nici mai mult, nici mai puțin. Și ne apucăm și punem în pungi. Așa cum am spus, acum oameni buni, eu nu oblig pe nimeni. Cine vrea pune, cine nu, nu. Dar toți care o pun și care veți pune, o să mă sunați, o să mulțumiți. O să vedeți ce salată de varză bună. Acum așa cum am spus, cine vrea pune, cine nu, nu. Nu e obligatoriu, fiecare cum consideră. Dar eu vă spun că punem rețeta asta de peste 20 de ani. Și o rețetă jos cu pălăria. Acum o legăm. Legăm pungile la gură. Iar apoi cu o furculiță o să le înțepăm. Luăm o furculiță și le înțepăm ca să intre saramura. Așa o să procedăm. O să pun toate pungile, le pregătesc, iar apoi o să le punem în butoiaș după ce le pregătesc. În oameni dragi, am terminat de pus varza în pungi. Acum le punem în butoi și le aranjăm. Vă garantez că cei care o să puneți această rețetă o să mă sunați și o să mulțumiți. O să vedeți ce bună îi. Acum sper să-mi și intre toate pungile. Nu ieșit, nu știu exact, am uitat să le număr 7 sau 8 pungi. Exact la fix. Chiar dacă mai făceam una, nici nu mi-ar fi intrat. Ia uitați că e plin. Acum, oameni buni, oprim și o să punem saramura. O să punem și o să facem saramura. O să pun și zama asta ce s-a scurs. Acum ne apucăm și facem saramura. Am pregătit aici 4 litri de apă. Iar la 4 litri de apă o să punem 4 linguri de sare. Așa cum vă spun de fiecare dată, obligatoriu, sare gemă fără iod. Să fie sare fără iod. Și punem 4 linguri. Acum punem 4 linguri mari cu vârf, oameni buni. Ia, nu vă zgârciți la sare, pentru că sarea e cea care o ține și care face varza bună. Apa e rece, am uitat să spun, apă rece, nu trebuie apă caldă. Apă rece. Trebuia să iau o lingură de lemn, dar cred că mi-e pe în casă, nu am aici. O să amestecăm, lăsăm așa un pic, 4-5 minute până se dizolvă sarea și apoi o punem peste butor, peste pungi. Da, am lăsat apa noastră cu sarea să se dizolve. Acum o punem aici peste pungile de varză. Așa, la fix, cred că 100 de grame, dacă rămâne, 100 de mililitri, dacă rămâne. Ia, la fix. Așa, o să pun, cred că am pus și prea multă. Am aici un mic teasc, un pietroi, pe care o să-l punem. Ia, așa, ne. Opa, n-are nimic că curge. Așa, punem capacul. Strângem capacul și o ducem la beci, oameni buni. Și așteptăm să se mureze. Cred că cam într-o lună de zile, cam așa o lună de zile, ar trebui să fie murat. Acum depinde și de temperatura din beci. Asta e varza diluită la pungi, oameni buni. O salată foarte bună, așa cum am zis. Se poate face din ea când e murată varză călită. La ciorbă de fasole cu varză acră. Salată se poate servi ca și salată, în special când tai porcul, așa cum am spus, când tai porcul și faci pomana porcului jos cu pălăria. Oameni dragi, eu sunt Sandu Gospodaru. Dacă vă place ceea ce fac, vă aștept pe canalul meu de YouTube. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate, numai bine rău la nimeni și beciul să vă fie plin.